Severin au luat de bună informare acum că, dacă nu achită la zi facturile la întreținere, atunci întreg orașul riscă să rămână fără apă caldă și căldură. Așa că, odată ce serviciul de furnizare a energiei termice a fost preluat de municipalitate, datoriile locatarilor au scăzut spre zero, iar gradul de colectare se apropie de 95%. Sunt în același timp zeci de asociații care nu înregistrează niciun leu datorie pentru facturile din această iarnă. Bucatarii mei am reușit să-i determin să înțeleagă și au înțeles și suntem în situația de nu avem niciun leu restanță în lunile care s-a dat căldură până acum. Numai așa se poate menține căldura în casele lor. Dacă dască îngrijorarea care le-am injectat-o, să zic așa, a dat rezultate, se vede prin achitarea facturilor. Au venit până și cei rău platnici? Da, plătesc inclusiv cei care sunt rău platnici și care au avut la datorii la RAN. Faptul că i-am informat că nu mai au mult timp până când se intervine pe aspect de judecată, au început să vină să-și plătească și din datoriile vechi. Cei mai conștiincioși atunci când vine vorba despre plata facturilor sunt pensionarii. Prima grijă pentru ei, după ce au încasat banii, este să meargă să plătească datoriile la întreținere. Prima grijă, cu ce, când îmi când iau pensia, mi chit datoriile. Și după aia, ce mai rămâne, văd ce mai pot face. Dar sunt însă și alții care nu procedează așa. De când sunt, așa fac. Și așa fac și n-am probleme. Da, dar dacă nu plătesc alții, rămânem toți fără utilități. Eu încerc să îi conving și pe ei că nu este bine, că ne fac rău la el alți și am reușit până acum la blocul la care stau să nu în probleme. Poți sunt suficienți bănuții de pensie pentru toate? Ca la fiecare pensionar, dacă nu te gospodărești, nu ți ajungă. Pensionarii sunt în același timp și cei mai harnici când vine vorba despre plata factorilor. Normal. Dacă n-ar fi pensionari, la timp. În același timp, iarna a fost mai blândă, iar facturile au fost sensibil mai mici decât în anul anterior. Facturile au fost în ianuarie în decembrie puțin mari în comparație cu noiembrie, iar în ianuarie acum nu sunt mai mari decât în decembrie. Iarna aceasta este ultima în care Severinul primește agent termic de la termocentrala de la Halânga. De anul acesta aceasta se va închide iar orașul va primi căldură de la un nou modul termic care va funcționa în sistem de cogenerare.